Un grup de lideri sindicaliști din raionul Drochia s-au întrunit la o masă rotundă consacrată aniversării a 72 de ani de la reorganizarea Sindicatului Educației și Științei. Aceasta este o putere a sindicatului nostru, pentru că pe parcursul acei 72 de ani, de când se menționează ziua Sindicatului Educației și Științei, această organizație sindicală este una din cele mai combative, din cele mai cu inițiativă, din cele mai luptătoare pentru drepturile și interesele angajaților. În cadrul evenimentului au fost discutate cele mai actuale probleme din domeniul dat și au fost înaintate soluții în rezolvarea acestora. Noi am discutat despre problemele care sunt în raionul Drochia la diferite instituții, despre contractele colective de muncă, despre tinerii specialiști, cum sunt încadrați și susținuți, despre localele grădinițe care sunt deschise în alte instituții care nu fac față lucrului, despre problemele raionului, cum susțin tinerii specialiști cu reducerea orelor de lucru, dar primirea salariului complet, cu în legătură cu condițiile nocive. Facem un schimb de experiență și suntem la curent cu toate problemele care sunt în raion și la fiecare instituție. Acest seminar de astăzi, deci, este o experiență bună, plăcută pentru noi, deci am luat ceva nou. Pe teritoriul raionului Drochia sunt 78 de organizații primare, în care sunt întruniți 2702 membri de sindicat.